Bună, prieteni! Continuăm și astăzi discuția despre fructe. Și dacă data trecută am vorbit despre cele pe care trebuie să le consumăm cu moderație, astăzi o să discutăm despre cele care ne ajută în curele de slăbire, despre fructele sărace în calorii și, ideal, cu puține zahăr și multe fibre. Iar pe lângă ele, o să discutăm și despre apăsatul butonilor de like și de subscribe. Știți deja că doar dacă faceți acest gest, algoritmul o să le arate clipul celor care sunt interesați de informația din el. De ce însă cu puțin zahăr și cu multe fibre? Pentru că fibrele sunt cele care ne satură în acest context. Și pentru că zahărul ne face să vrem să mâncăm mai mult și să repetăm experiența și cu altă ocazie, promovând mâncatul necontrolat. Sigur, nu toate fructele de astăzi o să corespundă acestei cerinte. Regula a fost să aibă sub 50 de calorii pe 100 de grame. Dar o să vă precizez la fiecare cum stau lucrurile. Și să trecem deci la treabă. Căpșunile sunt fructele mele favorite împreună cu guturile și cu murele. Față de gutoi însă, căpșunile au aproape jumătate din caloriile lor, doar 32 de calorii pe 100 de grame, 2 grame de fibre și mai puțin de 5 grame de zahăr. Puteți deci să mâncați aproape oricâte căpșuni vă doriți, fără teama că o să vă îngrășați. Evident, cu o condiția să vă și permită buzunarul, pentru că în general, din păcate, nu sunt chiar ieftine. Nu atât de scumpe pe și murele, care fac și ele parte din discuția de astăzi, dar nici nu le putem compara cu merele. O altă problemă cu căpșunile este evident disponibilitatea lor. Sunt pe piață cam o lună de zile și apoi găsim doar de import. Eu evit parțial această problemă cumpărând căpșuni congelate pe care le pun în iaurt sau în brânza de vaci. Căpșunile sunt bogate în vitamine, potasiu și magneziu. Sunt o sursă bună de antioxidanți. Pot proteja într-o oarecare măsură de cancer, pot ajuta la creșterea colesterolului bun și pot să îmbunătățească tensiunea arterială. O altă fructă ce are doar 30 de calorii pe 100 de grame este pepenele roșu. Pepenele roșu este o sursă excelentă de fluide dacă vă aflați vreodată în nevoia de așa ceva. Poate ajuta la reducerea febrei musculare și a inflamațiilor. Din păcate însă are foarte puține fibre, nici măcar o jumătate de gramă în 100 de grame de pepene și 6 grame de zahăr. Ca atare, nu satură și poți mânca și mânca și mânca până nu te mai oprești. Eu dacă mă apuc de mâncat pe pene roșu pot să consum liniștit până la 2-3 kg, așa că degeaba are puține calorii dacă eu nu pot să mă opresc din mâncat. Aveți și voi grijă la aspectul acesta. Cu doar 39 de calorii pe 100 de grame, piersicile sunt o alegere excelentă atunci când vreți să mâncați un fruct de vară. Au 1,5 grame de fibre și 8 grame de zahăr pe 100 de grame și pe lângă ele sunt o sursă bună de vitamina C, A, beta-caroteni și potasiu. O piersică medie are doar 50-60 de calorii, astfel că sunt unul din fructele pe care vi-l recomand din toată inima. Caisele crude, nu cele uscate, au doar 48 de calorii pe 100 de grame, 2 grame de fibre și 9 grame de zahăr. Nu sunt deci la fel de sărace în calorii ca surorile lor, piersicile, dar sunt mai mititele și puteți să mâncați mai multe ca număr. O caisă mai mică are doar 50 de grame de fruct, deci mâncând una o să consumați doar aproximativ 25 de calorii. Caisele ne mai oferă și vitaminele A și C, calciu, fier, fosfor, beta-caroten și potasiu. le ajută digestia, îmbunătățesc tensiunea arterială, iar beta-carotenul ne poate chiar ajuta vederea. Vărul pepenelui roșu, cel galben, are un strop mai multe calorii, 37 pe 100 de grame, dar are și de două ori mai multe fibre, 0,9 grame și un strop mai mult zahăr, 8 grame. Pe lângă ele, din pepenele galben, ne luăm vitaminele A, C, B3 și B6, cupru, magneziu și potasiu. Iar în cazul meu, cel puțin, mănânc mult mai puțin pepene galben decât pe pene roșu, poate datorită conținutului mai mare de fibre. Nectarinele sunt încă unul din fructele de vară pe care puteți să le consumați fără să vă faceți prea mari probleme. Au doar 44 de calorii pe 100 de grame, 1,7 grame de fibre și mai puțin de 8 grame de zahăr. Cu 85% apă sunt și o sursă bună de fluide. Au o mulțime de antioxidanți și de vitamine, așa că nectarinele sunt și ele pe lista de fructe aprobate. Murele, cum vă spuneam mai devreme, sunt unul din fructele mele favorite. Au un pic mai multe calorii decât zmeura, 45 pe 100 de grame. Dar sunt o sursă excelentă de fibre. O 5 grame de fibre pe 100 de grame și mai puțin de 5 grame de zahăr ajută tranzitul intestinal, sunt bogate în antioxidanți, sunt o sursă excelentă de vitamina C și de magneziu. Ajută la producția colagenului, la vindecarea rănilor și îmbunătățesc inclusiv sănătatea creierului. Singura lor problemă este că sunt un pic cam scumpe, dar... Dacă puteți, o cană de mure pe zi este, vorba proverbului, sănătate curată. Zmeura este singurul fruct de astăzi care depășește limita de calorii propus. Are 52 de calorii pe 100 de grame, dar pentru ele o să facem o excepție. De ce? Pentru că din cele 12 grame de carbohidrați pe care le au, 7 sunt din fibre care ajută sănătatea florei intestinale și digestia. Sunt pline de antioxidanți, vitaminele C și E, de seleniu, beta-caroten, luteină și licopen, ne îmbunătățesc sănătatea creierului, a inimii, scad colesterolul, reglează tensiunea arterială, ajută la gestionarea diabetului și la prevenirea cancerului. Sunt un fel de medicament minune în formă de fruct. Dacă puteți, deci, consuma câteva sute de grame de zmeură, sunt recomandate în fiecare zi, nu doar permise. Am vorbit în clipul trecut despre prunele uscate și v-am recomandat să le evitați. Prunele crude însă intră și ele în categoria fructelor uh, bune, având doar 46 de calorii pe 100 de grame. Prunele au 1,4 grame de fibre, 10 grame de zahăr și o mulțime de vitamina C. Sunt bogate în antioxidanți, vă scapă de constipație, pot ajuta la reglarea zahărului din sânge și pot să îmbunătățească sănătatea oaselor și a inimii. Papaya are doar 43 de calorii pe 100 de grame, 2 grame de fibre și mai puțin de 8 grame de zahăr. Și ea are o mulțime de antioxidanți, vitaminele A, C și E, cupru, magneziu și potasiu. Ajută sănătatea inimii, îmbunătățește digestia, reduce inflamațiile, îmbunătățește sistemul imunitar și poate ajuta lupta împotriva cancerului. Cu 50 de calorii pe 100 de grame, ananasul este la limita superioară a fructelor recomandate într-o dietă are 1,5 grame de fibre și aproape 10 grame de zahăr, deci ar putea schimba liniștit locul cu cireșele din cealaltă listă. Este bogat în vitaminele A și C, în potasiu, magneziu și beta-caroten. Ajută la reglarea tensiunii arteriale, poate să lupte împotriva apariției cancerului și a diabetului și îmbunătățește digestia și reduce inflamațiile. Portocalele au 47 de calorii pe 100 de grame, 2,2 grame de fibre și 8,5 grame de zahăr. Portocalele ne ajută să ne protejăm sănătatea celulelor, să producem colagen, să absorbim fierul, ne îmbunătățesc sistemul imunitar, previn apariția cancerului și previn inflamațiile. Verișorul mai acru al portocalei, grapefruitul, are doar 42 de calorii pe 100 de grame, 1,6 grame de fibre și 6 grame de zahăr. Beneficiile lui pentru sănătate sunt similare cu ale portocalelor. Dacă puteți, deci, mâncați măcar un gref la câteva zile. Acestea sunt fructele despre care aveam de discutat astăzi. Sper ca măcar câteva dintre cele de pe listă să se regăsească de acum în dieta voastră. Puteți să le rotiți sau să le consumați în funcție de sezon. Cam atât am avut de spus. Nu uitați să lăsați un comentariu cu fructele voastre favorite. Le citesc pe toate și până data viitoare am o singură rugăminte la voi. Put that down! NOW!